Încep pentru 2, pentru că bebelușul este mic și are o nevoie calorică mică, deci se va descurca cu alimentație normală a mamei. De aceea e foarte bine că nu s-a îngrășat, trebuie să ia 9-11 până la termen, deci nu îmi dau seama, luna a 5-a ar trebui să aibă în plus 2 kg, ceea ce nu se vede, cred, nu știu situația doamnei. Dar în mod normal, așa este corect cum a procedat dânsa. Dar haideți să urmărim ce ne spunea Anca Serea, că dumneavoastră pomenează o alimentație normală. Nu pentru doi, nu pentru două persoane. Haideți să urmărim ce ne spunea a mâncat pe parcursul sarcinii și să ne spuneți dacă e o alimentație normală, într-adevăr. Mănânc absolut totul normal, dar în limitele bunului simț. Am mâncat și mâncăruri grele, îmi place mâncarea gătită. Am mâncat aproape un ananas întreg și niște mere. Îmi beau minim, nu știu, 2 litri de apă pe zi, mănânc și de 2 la sală. Un ananas întreg și niște mere. E suficient pentru o femeie însărcinată și pentru bebelușul din burtica ei? Poate a descris o singură masă și nu meniul unei zile. La o masă, într-adevăr, mă refer. La o masă este foarte bine. O singură zi că ne-am panicat. Este foarte bine. Și de unde atunci ideea asta preconcepută că trebuie să mănânci pentru doi? Nu este o idee corectă, ci este un mit. Este un mit ca multe altele pe care femeile din vechime, care nu aveau date științifice și nu eram medical la un nivel al cunoașterii ca acum, le practicau să mănânci mult, că atunci și copilul este mare, este fals. În general, doamnele care se îngrașă cu 20-25 de kilograme au feții mici, pentru că placenta lor suferă. Faptul că ea mănâncă mult nu înseamnă că acest aport ajunge la bebeluș. Depinde mult de placentă și de vasele ei, deci în final sunt femei slabe care rămân aproape la fel, dar au feții foarte mari. Ați văzut? Exact asta vreau să vă întreb, slabe și cu un abdomen mare. Medalie, dacă Anca a mâncat puțin, sănătos, cum mânca și înainte de a rămâne însărcinată, nu exista un risc ca fătul să nu se dezvolte suficient? În general, nu. Ca dovadă că ea probabil o să nască un făt de 3700 de grame, 3500, pentru că dacă acum o lună i s-a spus că e la termen acum 3 săptămâni, înseamnă că era fătul atunci de 3200. Da, ne spunea că la începutul săptămânii sau săptămâna trecută că are peste 3 kg. Da, făt. Pentru că la noi în ecograf, cam la toată țara avem un program unde fătul la termen e cam 3200, 3400. Deci după aceea îl dă că e depășit, că deja a ajuns săptămâna 42, 41. Dar depinde mult de cât îl face ea genetic. Cu cât se naște un făt la naștere, este determinat de cu cât s-au născut părinții lui. Deci ar trebui întrebați soacra și mama doamnei cu cât s-a născut ea și soțul, pentru că acest lucru se moștenește genetic. Se moștenește în genetic. Copiii mari, nasc copii mari la rândul lor. Doamna doctor, nu neapărat în cazul la că e seria, dar când e momentul acela în care începe panica? Când trebuie să-ți faci griji că nu ai adus pe lume la termen un făt? Doamna nu cred că își face griji că e la 5 la copil și ea știe foarte bine. La o doamnă la primul copil, panica cea mai mare trebuie să fie să nu ajungă la termen, deci să nască prematur. Prematurul este o afectare gravă a fătului și este bine să nu nască înainte de 36-37 de săptămâni. Dacă a depășit de 37, după aceea lucrurile nu se pot agrava atât de mult. Sunt riscuri foarte mici, va merge la medic o dată pe săptămână, așa se face în ultima lună. Și amândoi, în funcție de declanșarea travalului, vor alege când se va naște, într-o noapte, de multe ori, pentru că sunt hormonii care dau contracțiile, au picul de secreție noaptea. De aceea, în jur de 1-2 noaptea, sunt multe nașteri, se rupe apa la multe grafide și întreabă de ce nu ziua, că am făcut treabă, sau, dar pentru că nu e declanșat de ce face mama, ci de o secreție de hormon. Mă întrebam la doctor de Anca Serea, care într-adevăr are o siluetă de invidiat. Și acum când este gravidută, însărcinată cu cel de-al 5-lea copil, spuneați de mamele care sunt supraponderale. Dar mamele, gravidutele care sunt subponderale, care nu iau foarte mult în greutate, afectează copilul, afectează sănătatea mamei? Nu neapărat. Deci întotdeauna întrebăm mama ce surplus am luat în ultima lună de când nu am văzut-o ca doctor.
Ea ne spune un kilogram, două, trei, sau nu am luat, sau am slăbit. În trimestrul întâi sunt multe care dau jos un kilogram, două, trei, și atunci vor recupera și atunci e un surplus mai mic. Pentru că primele trei sunt practic că au recuperat ce au pierdut prin grețul și vărsături. Și atunci, dacă ajung la 9-11 până la termen, în general nu e copilul afectat. Se năștea și la Auschwitz, din păcate, feți mici, dar la termen și vii. Ceea ce pentru noi este o mirare. O minune medicală, probabil. Situația. Dar noi așteptăm vești bune de la Anca Serea, abia așteptăm să vină pe lume. Micuțul Moise, mulțumim foarte mult pentru aceste explicații. Ne-a spus în temă și de această dată.